Telekom, smart, wifi. Internet instalat la priză, fără găuri și cablu. Practic, conexiune 3G pentru un modem de tip ZTE, 3G, 4G, 150, download-ul și 50, parcă upload-ul, 80 de giga nelimitat, varianta M. Practic, nu mai este necesar conexiunea de Wi-Fi, de VLAN, hai să-i spunem, prin fibră optică, prin cablu coaxial sau orice altceva, ci doar conexiune pe antenă de tip 3G, 4G. Se conectează la 220, poate duce simultan până la 32 de conexiuni. Conexiunea Wi-Fi este de 2,4 GHz. În momentul când se depășește cei 80 de giga, internetul va fi cu o viteză de download, respectiv upload, mai mică.